Salut! În filmul ăsta aș vrea să vă vorbesc un pic despre economie, despre afaceri și despre business-uri. Și subiectul pe care aș vrea să-l abordez este unul oarecum îngrijorător din punctul meu de vedere, pentru că din tot ceea ce citesc pe site-uri, pe net, văd pe la televizor și văd ceea ce spun oamenii ăștia și economiștii ăștia, toată lumea ia în calcul o curbă a economiei în formă de V. Nu e corect spus curbă, pentru că V-ul nu e format din suprafețe curbate, dar e un cuvânt pe care l-am găsit acum, da? Deci, o evoluție a economiei în formă de V. Asta înseamnă că avem o cădere și după aceea avem o revenire care, din punctul meu de vedere, chiar dacă se va întâmpla așa, nu va fi, adică vârfurile V-ului nu vor fi egale, adică revenirea e foarte posibil să fie mult mai jos decât punctul de la care s-a plecat. Bun. Deci toată lumea ia în calcul chestia asta, adică nu văd niciun fel de alt plan de backup, adică nimeni nu zice, bă, dar ce se va întâmpla dacă evoluția asta va fi în W, de exemplu. Adică o să avem o cădere, avem o creștere până la un anumit nivel, după care avem din nou o cădere. Un scenariu care este foarte posibil să se întâmple după cum spun specialiștii ăștia. Dar nimeni nu face planuri legate de evoluția asta în W. Toată lumea zice, bă, o să avem o evoluție în V. Ok, am resetat tot, am oprit și după ce apăsăm pe buton și pleacă tot, o să ne revenim. Bun, dar ce se întâmplă dacă o să fie în W? Pentru că dacă o să fie în W, e foarte posibil ca căderea să fie, adică vârfurile V-urilor din care e format W-ul, să fie din ce în ce mai jos. Da? Pentru că după al doilea W, în mod cert, nu o să revii, nu o să te duci mai sus decât ai fost în alălalt. Da? Ce se va întâmpla dacă economia asta va fi nu cu partea de jos aplatizată sau care urcă destul de puțin? Da? Deci nimeni, niciunul din economiștii ăștia, toți sunt extrem de pozitiv și bine, mesajul în sine e ok să-l transmiți așa. Da? Mesajul în sine e ok să-l spui la populație, domnule, o să avem o revenire, o curbă în V a economiei, după ce apăsăm pe buton, totul pornește și o luăm de la zero. Numai că nu cred că va fi așa. Da? Și la toată, peste tot pe unde am văzut eu, scenariile care se iau în calcul sunt astea în V. Nu există un alt fel de scenariu. În L, în W, în U, cum vreți voi. Și asta e nasol, pentru că noi n-am avut nici înainte de COVID-ul ăsta, n-am avut un scenariu care să ne spună prin care noi să putem să vedem, mă refer aici la business-ul și la afaceri. Au fost extrem de puține companii, eu cred că nu știu decât una, cred, dacă stau foarte bine să mă gândesc, da? Care aveau niște planuri din astea de disaster recovery, să spunem. Da? Și când zic disaster recovery, nu mă refer la IT. Pentru că toată lumea, când te duci și discuți în companii, toată lumea zice disaster recovery se referă la IT. Nu, IT-ul este o componentă, disaster recovery din IT, este o componentă din disaster plan care se face la nivel de companie. Da? Nimeni nu avea un astfel de plan în care să prevadă, bă, ce se întâmplă dacă toți furnizorii mei nu mai lucrează, nu mai pot să aprovizionez, termenele de aprovizionare sunt foarte mari, nu mai am bani de unde să iau din piață, oamenii nu mai vin la muncă. Ce se întâmplă dacă toate astea, de exemplu, se întâmplă în același timp? Deci nu exista o astfel de chestie. Nu exista o chestie în care să zică cineva, bă, ce se întâmplă și cum lucrăm dacă 30% din oameni nu mai pot să vină la muncă. Nici măcar atâta nu există. Adică să zicem, băi, se întâmplă local la mine. 30% din oameni local la mine nu mai vin la muncă. Ce facem în situația aia? Adică ăia, furnizorii, clienții și toate celelalte funcționează normal, dar nu mai am eu capacitate pentru că 30% din oameni nu mai vin la muncă. Nici măcar la nivelul ăsta nu era făcută chestia asta. Da? Și asta e nasol, pentru că în momentul în care nu ai planuri de astea, și eu asta văd acum, adică asta am văzut înainte și asta văd și acum. În momentul în care tu nu ai planul și te bazezi pe o revenire în V a economiei sau pe o evoluție în V a economiei,
E foarte nasol pentru că nu ești pregătit pentru celelalte lucruri care urmează să se întâmple. Nefiind pregătit, nu ai planuri. Neavând planuri, se întâmplă ce s-a întâmplat acum. Adică toată lumea cade în cap și zice, ok, ce facem, unde suntem? Că nu mai știm de noi. Cam asta vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Mulțumesc pentru vizionare. Abonați-vă acolo pe canal. Dați click pe subscribe și pe clopoțel și puneți-mi în comentarii ce părere aveți. Mulțumesc!